Mai bine de 20 de minute s-au chinuit echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava să-l scoată pe muncitor de sub utilaj. Acesta nu a avut nicio șansă, a murit în urma leziunilor interne suferite. Buldozerul pe care lucra s-a răsturnat la marginea drumului și a căzut pe cabina în care se afla bărbatul de 45 de ani. Tatăl meu a văzut de acolo de pe casă, în moment exact când s-a răsturnat și ne-a spus, noi am venit să te poate scăpa domnul Bădeni. Și era un om în... Da, e om mort acolo, nu mai scăpa. Nu știu dacă e mort sau trăiește, nu? E mort. Dar el la ce lucrează aici? Mort, l-a strivit volanul, pichet. Nu știu, îi făceau drumul ăsta aici. Și ați încercat să intrați, să vorbiți cu el, să vedeți, să v-ați uitat la el? Sau ce să vorbim, că a murit pe loc. A murit pe loc, nu? Văzut exact când s-au răsturnat. Și dar ce făcea? Se lucra la drum? Da, el compacta, mergea încolo încoace. Și ați văzut cum pur și simplu, da, cum s-a dat peste cap? Da, uitați la drum. Și ce ați secutat? Suna la... Da, am sunat la 1-2 și am venit și cu niște băieți acolo care lucrează, trag niște conducte de gaz. Și am venit, poate îi putem ajuta cu ceva. Am văzut că era mort. Nu știți, e tânăr, e bătrân? Nu știu. Cred că e ceva mai mult. În jur de 50 de ani, dacă filmat mers acolo, ceva mai pe margini și s-a răsturnat. Oamenii care au sunat la 112 au încercat mai întâi să-l scoată pe bărbatul strivit, însă nu au reușit, utilajul cântărind câteva tone. Da, după cât eu văd, cred că din cauza vibrațiilor, că ăsta e cilindru cu vibrații, era cred că pe margini și de la vibrații și l-au răsturnat aici. Așa, la prima vedere asta. Dar ce firmă lucrează la construirea drumului? SEUCT-ul. Și știți cam câți ani avea dumnealui sau nu știți? Dacă are experiență? În jur de 40. Da, acum sunt. Când eram, când a venit el de la primăncele școlii, chiar i-am fost șeful lui Nicola, pe vremea respectivă. Lucrează aici? Ce drumul pentru cartierul Europa. Și de ce? Deci drumul de acces pentru cartierul Europa. Am înțeles. Și domnul Petru ia drumul? Deci compactat. Și credeți că a alunecat sau... Deci nu am văzut, eram în capitolul ăla. Am înțeles că domnul este un domn cu multă experiență. Este. Lucrează de mult la dumneavoastră, nu? Nu știu, nu pot să vă zic. Dar în jur la câți ani are? 45, cred. Exact, nu pot să... Și lucrarea asta ține de primărie? Da. Detașamentul de pompieri Suceava s-a deplasat cu două autospeciale, respectiv modulul SMURD, două autospeciale de descarcerare și o ambulanță. La loc intervenției, o victimă se afla sub un utilaj de lucru la drumuri. Victima a decedat. Accidentul de muncă este acum cercetat de inspectorii de muncă, polițiști și de către procurori.